dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! 14 ianuarie, o nouă zi, 14 după 13. Vă spuneam ieri că nu știu dacă a fost o zi foarte ok, dar mult mai important, după 14 vine 15 și pe 15 ianuarie noi cei care încă mai suntem, să spunem așa, atașați la valorile fundamentale ale acestui neam, ar trebui, dacă nu facem altceva, să plecăm fruntea, să ne gândim cu pioșenie, cu recunoștință la cel care a fost Mihai Eminescu. Despre Mihai Eminescu, dar și despre multe alte lucruri, și nu numai Mihai Eminescu, am uitat să spun, ar trebui să ne gândim la fel și în ziua în care s-a născut un Noica, s-a născut și mulți alții, Mircea Vulcănescu, de ce nu Nicolae Iorga, și alți oameni care în felul lor au făcut ceva pentru ca acest popor să-și păstreze locul său în spiritualitatea mondială. Despre toate acestea și multe altele, dar și despre politică și despre subiecte sensibile, discutăm astăzi cu domnul Sorin Lavric, senator AUR. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule Bălănescu, mă bucur să vă regăsesc aici, în studioul dumneavoastră. Întotdeauna și eu mă bucur să mă regăsiți. Domnule senator, perioadă încordată, ca să spunem așa, în politica românească, o perioadă încordată și relativ la ceea ce înseamnă politicile de sănătate publice. Vreau să deschid un serial în ziar Republica Medicală România, pentru că nu se mai poate, deci am ajuns în situația în care ne raportăm totul, deci totul raportăm la niște politici medicale pe care după ce trece o perioadă le renegăm. Deci n-au fost bune, dar noi ne-am raportat absolut toată existența la acea politică. Și de aici aș vrea să plecăm cu discuția noastră. Cum vede un senator al României, al AUR prin prisma alegerilor, al României prin poziția ocupată într-un for, cum este Senatul, toată această bolmojeală care există la nivel guvernamental? Dumneavoastră vorbeați de Republica Medicală România. Eu aș vorbi de lazaretul uriaș care este această țară, lazaret în care ne-au împins de 2 ani de zile. Fac precizarea, lazaret nu este o înjurătură. Nu. Să nu... Lazaret e un spital mai mare în care se stă în carantină. Știți, e bine să precizez câteodată. Infecțioase, da. Gândiți-vă că peste 2 luni, în martie, se vor împlini 2 ani de când noi suntem ori în stare de urgență, ori în stare de alertă. Și încetul cu încetul, adevărul iese la izală, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, în bălmăjeala aceasta, în lănțuirea aceasta de afirmații la început, cât se poate de ferme și indubitabile, cum că vaccinarea este singura soluție, că trebuie să ne izolăm, că trebuie să respectăm cu strictețe niște legi, încetul cu încetul, toate aceste afirmații au fost respinse, au fost nuanțate și am asistat la o procesiune de răzgândiri, retractări, fără ca vreodată autoritățile să recunoască că nici ele nu știau prea bine despre ce este vorba. Și n-aș vrea să fiu în pielea lor, pentru că încetul cu încetul adevărul iese la iveală și ne dăm seama că am fost supuși unui, să zic, vodevil psihologic, vodevil din cauza căruia am ajuns să fim victimele unei înscenări formidabile planetare. Când spui asta, firește că primești imediat stigmatul de conspiraționist, bolnav, fanatic și neputând să doarmă noaptea din cauza scenariilor malefice, însă asta trăim astăzi.
Vă spuneam că n-aș vrea să fiu un pil autorităților pentru că ele însele își dau seama că nu mai inspiră încredere românilor. Știți ce este interesant, domnul senator? De exemplu, eu iau cazul meu. Am respectat absolut toate regulile ca să putem merge în continuu. Am făcut și vaccin. Dacă observați aici în studio, am demolat un perete ca să putem face emisiunea cu distanțarea necesară. Am respectat totul. Deci tot ce trebuia respectat, am respectat. Ce nu înțeleg eu este de ce. Bine, am publicat și îndemnurile toate la vaccinare. Ne-am făcut, să spunem așa, datoria de cetățeni și pentru noi și pentru ceilalți. Dar nu înțeleg de ce nu vine cineva acum să spune, da, domne, a existat inclusiv la nivelul guvernamental o dezinformare. Eu cred că, cu două, trei excepții, nici aia de acolo nu știu foarte bine despre ce e vorba. Ba venea unul și ne spunea așa, ba venea unul și ne spunea așa, lumea trebuia să facă lucrurile astea potrivit unui spirit de turmă. Pe mine asta mă îngrozește, inocularea acestei idei. Dom'le, trebuie să facem așa, doar așa, fără să se spună de ce. Da, Fără să bineînțeles. se spună de ce. Și asta mi-aduce aminte de vremuri trecute. Când tot așa se întâmpla, trebuia să facem pentru că spunea primul secretar. Pare le-am trăit eu, nu știu, alții. Da, vă rog. Da, e lesne să le imputăm românilor că au fost naivi și creduli, dar în comparație cu alte țări noi stăm bine, pentru că am avut totuși, statistic vorbind, o luciditate mare în rândul românilor și mulți și-au dat seama de la început, hai să zicem după prima lună, când toți am crezut că chiar este vorba de ceva foarte grav și că avem de a face cu o armă biologică, din cauza căreia putem să murim, să cădem ca muștele pe stradă, să după prima lună, mulți au început să se trezească și să-și dea seama că ceva nu e în regulă. Din declarațiile președintelui, apoi din declarațiile acestor profeți ai pierzaniei, cum îi numesc eu, și care într-o zi vor trebui să plătească penal pentru ce au făcut. E vorba de Rafila, de Cercel, amândoi sunt oamenii. Bine, haideți să vă spun. Rafila Churchill. Rafila n-a spus tot timpul de vaccinare. Rafila a spus de testare. Nu zic de asta, dar precizia cu care putea anticipa când vine cu tare val, în luna cu tare și în ziua cu tare, mă întrebam, Doamne, ce înzestrare clarvăzătoare, ce antene hipersensibile are Domnul de poate să prevadă? Ori n-avea cum să prevadă, și nici domnul Cercel, și nici domnul Tătaru, și mai puțin Arafat, care astăzi este diabolizat, n-aș vrea să fiu în pielea lui. Nu știu cum iese el pe stradă, însă este detestat la propriu. Și nu mai inspiră încredere, asta e marea dramă, începând cu Iohannis și terminând cu Arafat sau cu acest Gheorghiță, care este un robot fără fizionomie umană, când îți vorbește n-ai cum să ai încredere în el. Toți sunt într-o postură foarte ingrată și nu știu cum vor ieși din ea. Spuneam de naivitatea românilor că n-au avut-o. Nu! Statistic, foarte mulți dintre noi am refuzat să ne vaccinăm. Eu sunt unul dintre cei care nici nu a trecut o secundă prin cap să se vaccineze, pentru că am simțit că nu vaccinarea este soluția, ci ceea ce știm cu toții în măsura în care avem elementare cunoștințe medicale, imunizarea naturală în contact cu acest virus. După 2 ani de zile, toți am dat nasul cu el și atunci toți avem o imunitate. Și atunci, sfaturile și îndemnurile de astăzi că trebuie în continuare să ne vaccinăm, pentru că mai vine nu știu ce tulpină versatilă, că o structură chimică s-a modificat, că trebuie să mai facem al nu știu câtelea booster, dar nu la 6 luni cum era până acum, ci la 4 luni. Toate astea e un vodevil, nu știu cum să-i spun, este o scenare formidabilă. Și adevărul iese la iveală și nu-i văd cum vor explica ei peste câteva luni ce s-a întâmplat în ultimii de ani, pentru că vor trebui să explice. În afară de credința asta pe care o aveți că obținem o imunizare naturală, argumente, cum să vă spun eu, medicale există
pentru ceea ce spuneți dumneavoastră? Imunizarea aceasta care se obține în mod natural? Ne raportăm la ce alte virusuri au fost înainte sau cum? Păi, aproape în orice boală infecțioasă, sănătatea o capăți numai prin această apărare imunitară a organismului, pentru că suntem foarte bine înzestrați, avem o armură blindată, ieșită din comun și ne putem apăra foarte bine. Vaccinurile au apărut numai în clipa în care, din cauza unor epidemii ieșite din comun, oamenii au început să moară, dar nu este cazul acesteia, pentru că mortalitatea acestui COVID, provocată de acest COVID, nu este cu nimic mai mare decât cea a unei gripe. Dar dacă spui asta, imediat ești arătat cu degetul și stigmatizat că ești antivaccinist și conspiraționist. Dar ăsta e adevărul. Ce Dumnezeu să fac? Să min numai ca să îi fac pe placul lui Iohannis? Nu pot. Iar el știe că deja stă pe o copcă foarte subțire și că în scurt timp se va prăbuși, oricum s-a prăbușit în privința simpatiei cu care îl privesc românii. Și de-aia vă spuneam, n-aș vrea să fiu în pielea autorităților, pentru că nu vor putea explica în câteva luni de ce am fost supuși acestei înscenări uluitoare, planetare. Ei, neavând inițiativa, ei au primit ordine din afară. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Și atunci ei vor trebui să explice, domnule, uitați de ce am făcut asta. De ce v-am supus? În perioada asta de 2 ani de zile, cel mai clar a ieșit în evidență, din punctul meu de vedere, că nu ne pierdem pe zi ce trece cultura aceasta a dialogului. În loc să fie dezbateri cu specialiști, ce facem? Să aducem și medici, dar să aducem și oameni care se gândesc la viitorul acestei nații din celelalte puncte de vedere, dezvoltare economică, dezvoltare socială, și să discutăm noi ce facem, suntem într-un punct, uite, se întâmplă în lumea asta, te bombardează, hai să vedem noi ce facem. Dar noi, dialogul a dispărut aproape total. Bine că a dispărut el mai de mult pe subiecte esențiale. A cultura dialogului, a dezbaterii, parcă a dispărut. Și mă uitam în Senat. Da? În Senat. Ați avut două lor de poziții mai vechi, știu, dar cea cu Mircea Vulcănescu și acum o rețin. Ok, a fost un secretar de stat într-un minister. Să-l faci pe Mircea Vulcănescu, un om de o cultură, nici nu vreau să mai discut. Ar trebui guvernanții și cei din Ministerul Agriculturii acum să pună mâna pe o carte a lui Vulcănescu, cel să-mi aduc aminte cum se chema, ceva de genul Gospodăria Țărănească și Cooperația, care este extrem de actual acum, extrem de actuală. Deci extrem de actual. Ar putea să pună mâna pe carte și citească și să vadă că Mircea Vulcănescu n-a fost un personaj din filmele lui Sergiu Nicolaescu, da, cu legionari, ci că a fost un gânditor profund, a fost un sociolog de marcă, de marcă. El cu Dimitrie Gustia au participat la acele cercetări sociologice. Exact. Așa? Da. Și că omul ăsta a fost secretar de stat. Spunea un celebru istoric actual, pe care eu nu pot decât să-l salut pentru existența sa, domnul Florian, să-i salut existența în această lume, că, domnule, zice, nu, zice, domnul ăsta l-a aprobat pe Mihai Antonescu și l-a aprobat pe Ion Antonescu în ședințele de guvern. Păi să mă ierte, acum vreun secretar de stat spune domnului Ciucă la locomanda? Da, se urcă pe masă în semn de protest. Că de ce n-a protestat când ăla a zis că el curăță de la Nistru până nu știu unde? Sunt aberații. Sunt aberații. În loc să iei, să stai, să discuți, să faci o diferență între activitatea politică și opera de cercetare a unui om, mie mi se pare că e de noaptea minții, dar probabil că nu mai sunt eu actual cu lucrurile care se întâmplă. Ba, sunteți foarte actual. De la al doilea război încoace trăim într-o
într-o albie de măsulire necontenită a trecutului, și măsulirea asta, oameni precum Florian, de care ați pomenit dumneavoastră, joacă un rol precumpănitor, dar încetul cu încetul vom modifica filtrul ăsta de măsulire. Prin simplu fapt că noi acum, eu cu dumneavoastră, putem vorbi de Vulcănescu. Încă putem vorbi. Cazul lui este unul din alte mii de cazuri condamnate în mod inechitabil. Am vorbit de atâtea ori despre Vulcănescu că nu știu, nici mai simt nevoia să o fac. Mi-amintesc de o altă afirmație a domnului Florian legată de un alt personaj pe care vrea Musai să-l stigmatizeze, să-l scoată din spațiul public, și anume Valeriu Gafencu, deși astăzi cel în continuare cunoscut ca îngerul închisorilor. Sunt închisorilor. Da. El este încă cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, deși s-a străduit din plin domnul Florian ca să îi retragă printr-un șir de procese, dar până la urmă nu a reușit. Despre el spunea că în timpul rebeliunii legionare, Gafencu mergea cu pistolul prin Iași, el fiind student la drept, și îndemna pe colegii lui să iasă în stradă. Și îl întreb, de unde are el dovezi? A fost filmat? Ce mărturii are la îndemână și nu le știm noi de poate să scoată o asemenea găselniță, care este una absolut mincinoasă? Gafencu cu pistolul în mână este o născocire malefică de tip Hollywood. N-are nicio legătură cu cel care a fost atunci, Gafencu. Dar aruncând asemenea afirmații pe care nici nu le poate proba, iar noi nu le putem infirma, că n-ai cu ce, te lupți cu eterul, cu aerul, cu minciuna, lucrurile astea pot, prin repetiție, se întipărească. Prin transfer le face. Ăla l-a împușcat pe cutare în tribunal, clar, și ăsta mergea cu telefonul. Acum da. Telefonul e mai rău ca un pistol. Da. Mergea cu pistolul în mână atunci. Când se molipsise după modelul. Da. Înțelegeți? Da. Deci prin transfer. Și atunci, dacă lumea este îndoctrinată, domne, ăia erau cu pistolul în mână și trăgeau tot timpul, că au mai și tras. Atunci toți care erau acolo făceau la fel. Și atunci anatemizăm o întreagă zonă socială fără să mai stăm să vedem nuanțele, să vedem ce s-a întâmplat. Și lucrurile astea, eu spun de atâta timp, se vor vedea în timp cât de mult rău fac, pentru că așa nu mai știm nici ce a fost rău în zona mișcării din zona de legionare în perioada aia, pentru că ni se spune că totul a fost rău, și nici ce a fost bun în zona respectivă. Pentru că au fost și lucruri bune. În mintea lui nu a fost nimic bun. Totul da, de asta vă spun. Și atunci, ajungem la situații stupide. Să spunem că ce au făcut comuniștii cu cei arestați în închisori, gen Părintele Iustin, dacă vrem să ne raportăm la locale, era un lucru bun. Bineînțeles. Era un lucru bun. Da. Că Mircea Vulcănescu a murit, mă rog, s-a îmbolnăvit făcând pe patul, stând jos pe piatra rece ca să-l salveze pe un altul. Da. Dom'le, foarte bine le-a făcut. Și atunci spune, bă, erau buni comuniști. După aceea spune, da, nu, comuniștii nu sunt buni, că salam cu soia, că aia, că aia, că aia, că aia. Adică, nu mai, trebuie să, ești obligat să iei de bun ce ți se livrează. Da, și în plus ei ne-au livrat atâta timp aceste lucruri, când spun ei, mă gândesc la oameni din categoria lui Florian sau lui Silviu Wexler, pentru că au mizat tot timpul pe pasivitatea, pe timorarea, aproape pe lașitatea noastră. Și pe faptul că s-au înconjurat de intelectuali și de istorici obedienți care le-au cântat în strună. În schimbul unor câștiguri. Iar acum când văd că totuși mi se strecoară printre degete și că apar oameni care spun cu totul altceva și interpretează altfel trecutul, lucrul acesta îi nebunește. Pentru că simt că nu mai au acea influență totală pe care au avut-o până acum. Haideți, că tot făceam apel la cultura dialogului, da?
Haideți să încercăm un dialog pe o temă care face valuri. De fapt, două sunt, dar mă rog, una face valuri, valuri, valuri. Dom'le, se spune așa, aur minimalizează Holocaustul. Minimalizați Holocaustul? Nu, nu minimalizăm niciun Holocaust. El negați? Nu neg niciun Holocaust. Cum Dumnezeu să facă asta? Nici vorbă. Dar atunci ce minimalizați? Că bine, mi-e așa de să spune, că minimalizați ca partid Holocaust. Nu, nu minimalizăm Holocaustul, nu-l negăm. Evreii au tot dreptul să-și comemoreze, să-și celebreze, să-și plângă victimele, dar ceea ce-l rog eu pe Silul Vexlă și pe Alexandru Florian este ca la rândul meu să fiu lăsat să-mi plâng, să-mi comemorez victimele și martirii mei. Ori ei folosesc tot timpul Holocaustul drept argument ca să mă împiedice pe mine, ca să mi comemorez pe ei mei. Deci ca să, fără ca eu vreau să te împiedic pe ei. Să tragem o concluzie. Aur nu minimalizează și nu neagă Holocaustul. Bineînțeles. De aici mergem mai departe, că de acolo de fapt venise povestea. Au tot dreptul să-și plângă, să-și comemoreze victimele, dar simetric, în oglindă, eu la rândul meu, român fiind, am dreptul să-mi comemorez victimele mele și martirii mei. Iar ei spun nu, martirii și victimele tale au fost dușmanii strămoșilor mei și nu-ți dau dreptul să faci asta. Și aici apare altercația și aici apare conflictul. Și ei nu vor să cedeze. Pur și simplu, pentru că au această mentalitate răzbunătoare, grație căruia te urmăresc generație după generație. Și eu totuși, român fiind, nu pot păstra demnitatea și nu mă pot privi în oglindă, decât dacă în țara mea pot vorbi despre Vulcănescu, despre Gafencu, despre Visarion Puiș, despre mii și mii de oameni care au murit. Despre Radu Gir. Prin Radu să, Gir și da, tot așa. Ca să mergem numai în zona aceasta. Da. Și nu discut. Aici nu e nimic de negociat. Eu nu înțeleg de ce ei se întărâtă și se încăpățânează atât. De ce v-am zis? Pentru că s-au obișnuit cu moliciunea, cu lașitatea și cu pasul înapoi pe care l-au făcut intelectualii și istoricii care l-au cântat în strună. Și acum când văd că au apărut oameni care încep să vorbească, sunt nu contraria, sunt disperați, pentru că simt că nu mai au acea influență totală pe care au avut-o asupra interpretării trecutului. Iar eu am conștiința împăcată pentru că știu că sunt de partea adevărului. Dacă aș ști că sunt un mincinos ordinar care vreau să falsific, să măsluiesc trecutul numai pentru a-i pune pe mine într-o lumină prielnică, atunci eu însumi m-aș simți pe dinăuntru precar și șubred. Și n-aș avea seninătatea și fermitatea de a vorbi despre asta, pentru că se simte imediat când un om nu are convingeri și tremură și se clatină. Se simte imediat. Bun. Și asta vezi de obicei la politicieni. Și de aici mergem mai departe. Cursul de istoria Holocaustului. Da? Care eu am înțeles că va deveni obligatoriu în școli. Da, asta a fost. Până acum acest curs exista, bine mersi, el era facultativ și era predat numai cu consimțământul profesorilor, părinților și al elevilor. Fiind facultativ, era predat sporadic. Acum au reușit să preschimbe acest curs facultativ într-o materie obligatorie în programa școlară. Și aici apar câteva piedici, câteva clenciuri, și anume, programa este supraîncărcată. Pe asta ca mă să introduce această materie obligatorie, trebuie să dai la o parte altele, în împrejurarea în care deja discipline obligatorii pentru conștiința de sine a unui neam, precum limba română și istoria, au ore împuținate, nu mai spun de latină, nu mai există. Ori în situația asta de penurie a disciplinelor fundamentale, vii și introduci drept materie obligatorie o ramură a istoriei, pentru că asta este istoria evreilor, doar o ramură. De, nu știu, e istoria Holocaustului sau istoria evreilor? Este istoria evreilor punct Holocaust. Deci ei folosesc Holocaustul ca un soi de preambul pentru a-și înfățișa o întreagă istorie evreilor, probabil că doar în lăuntru României, că nu să facă o istorie planetară a evreilor. Prima piedică, v-am zis-o, fiind foarte încărcată programa, vor trebui să înlăture alte discipline. Care? Doi,
creează un precedent, pentru că atunci orice minoritate din țara asta va avea pretenția să aibă o istorie a minorităților. Vreau și o istorie a armenilor, pentru că și armenii au trecut prin genocid. Sincer să vă spun, eu vreau o istorie a românilor. Că nu prea mai, găsesc istoria românilor și o spun ca unul care a mai citit ceva așa din istoria românilor. E un precedent. Istoria lipovenilor. Eu vreau istoria tătarilor din Dobrogea. De ce nu? Păi ieri, sau istoria machidonilor. Cum ne-au influențat tătarii istoria și cum puteam noi ajunge acum să revendicăm tronul țarilor din Moscova. Exact. Pentru că fata lui Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu fiul țarului. Da. Și nunta a fost intermediată de un han tătăresc. Deci, și atunci... Colaborarea și complicitatea dintre etnii. Da. O altă piedică. În acest proiect de lege care a fost votat și a fost și promulgat de către președintele Iohannis, se spune că consultantul de specialitate care va oferi informație pentru acest curs către experții Ministerului Culturii, consultantul acesta va fi cine? Institutul Elie Wiesel, condus de Alexandru Florian. Institut care este renumit pentru zelul cu care caută să epureze și să terfelească tot ceea ce înseamnă memoria interbelică și ales mai ales interbelică. Scuzați-mă, dar eu nu cred așa ceva. Eu cred că a fost o comisie formată din istorici, din reprezentanții acestui institut și Academia Română, când introduce o nouă materie în învățământul de stat. Asta nu se face așa, hocus pocus preparatus. Face o comisie, se discută, se negociază. Așa s-ar cuveni să fie. Se negociază. Așa s-ar cuveni, dar nu o să fie așa. Vă dați seama, deci Alexandru Florian va fi cel care va scrie această istorie. Vă dați seama cât de părtinitoare și subiectivă va fi, în ce lumină neagră ne va pune pe noi drept călăii minorității evrești, pentru că asta vor face. Statul român a recunoscut anumite lucruri, da, care s-au întâmplat. Da. Au apărut cărți, este adevărat, scrise de multe ori și publicate sub egide clare, cu finanțare de la, cu finanțare de la. Și atunci ăla care l-a scris a zis, bă, hai să mai punem o virgulă acolo. Dar cărțile celelalte care au apărut au fost brusc anatemizate imediat. Orice a apărut o carte care spunea, domnule, stai că parcă avem și alt punct de vedere, sau da, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat și cealaltă chestie. Da, pe care ei nu vor să și-o recunoască. Și atunci dacă rămâi în starea asta de expectativă, ești într-o stare de defensivă și atunci mai devreme sau mai târziu pierzi, pentru că mergi pe un tărâm cu regulile impuse de ei. Și atunci ca să ieși din starea defensivă trebuie să le spui: ca să judecați istoria, trebuie să fiți imaculați, nepătați, ca să fiți neutri. Sau voi dacă nu sunteți așa, de ce? Nu toți. O parte dintre voi, părinții voștri, bunicii voștri. Pentru că evreii au avut un rol covârșitor în invenția și în răspândirea comunismului. Când le spui asta, spui un adevăr. Și numai așa poți să ajungi pe aceeași poziție cu ei, să nu fii într-o stare de defensivă timorată. Nu ne puteți învinui pentru legionalismul din perioada interbelică, pentru că voi ați adus comunismul în România. Dacă spuneți că n-ați adus comunismul în România, atunci nu putem fi parteneri de dialog, pentru că nu sunteți de partea adevărului. Și atunci, de-abia atunci putem vorbi. Ori aici ei niciodată nu recunosc lucrul acesta. Nu, deci eu din ce... Da, au fost cazuri izolate. Eu dacă fac un exercițiu de memorie, mi-aduc aminte toți primii secretari ai Partidului Comunist Român și... Nu era niciunul român, bineînțeles. Nu găsești niciunul. Niciunul nu găsești. Mai de aceea, în 1924, autoritățile române au scos Partidul Comunist în afara legii. Erau ilegaliști. Da. Bun, dar acum vor să vă scoată pe dumneavoastră în afara legii. N-au cum deci, să scoată, deci, vedeți, vedeți, în 24, 2022, domnul Murariu a făcut plângere penală, procurorii s-au autosesizat.
Nu cumva, acum vă întreb așa, din interiorul partidului, n-are dreptate domnul Cristian Pârvulescu care spune, domnule, e o chestie pe care o caută în Comunarea Aur ca să-și crească aderența la mase. Nu, adică caută o sancțiune. Și îl bănuiește pe ideologul Târziu că forțează nota în sensul ăsta. Nu, n-a fost nimic deliberat, premeditat. A fost un comunicat la care au contribuit mai mulți consilieri. Și atunci când a fost citit comunicatul, în acea înșiruire, educație sexuală, holocaust cu acel sau între, nu ne-am dat seama că poate fi interpretat în așa fel încât holocaustul să fie interpretat de temă minoră. De aici a plecat totul. Da, bă, de asta... Și cum Alexandru Muraru ne caută nod în papură și ne urmărește printr-un filtru exclusiv antisemit, când a văzut expresia aceasta, a prins-o, a scos-o din context și a preschimbat-o în cap de acuzare. Grijă la consilieri. Da. Suntem obișnuiți cu cei care ne poartă sâmbetele și n-au cum să ne scoată în afara legii. Iar domnul Muraru, vine să spun că este cel mai bun agent electoral al nostru, pentru că în momentul ăsta, străchin, da. În momentul ăsta, prin ce a făcut, v-a adus în atenția opiniei publice fără să faceți dumneavoastră mari eforturi. Absolut nimic. Da, asta este. Bun, acum, mergând pe aceeași idee a unor instituții și a unor oameni care conduc instituții, care merg, dom'le, asta facem indiferent dacă există o lege sau există o hotărâre sau ceva. Sunteți familiar cu scrisoarea celor 12 cercetători din cadrul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului? Da, îi și cunosc pe o parte dintre ei. Și știu dinăuntru pățanile, peripeția dramatică și tristă a acestui institut. El a fost înființat de Marius Oprea pe timpul când Tăriceanu era prim-ministru, iar intenția lui Marius Oprea a fost salutară. A spus, trebuie să avem un institut care să cerceteze aceste crime. Și era, eu îl știu, un adevărat vânător. Deci vânător și de securiști, de oameni care și-au făcut prostii, crime în perioada respectivă. A fost îndepărtat. Încet, a fost îndepărtat pentru că institutul devenise incomod. De ce? Pentru că dezvăluia adevărul despre cei care au dus comunismul și au omorât în țara aceasta. Mi-amintesc când s-a dus la Târgu Ocna și a început să facă săpături acolo, Marius Oprea cu echipa lui și a început să sape, a dezgropat câteva schelete și în clipa aceea președintele Băsescu a primit interdicție de a mai continua săpăturile sub felurite motive. Cum că profanează, că gropile astea erau deja în marginea cimitirului civil de acolo, că profanează alte cadavre, alte morminte. Și s-a blocat totul. Deci vă dați seama ce constrângere uluitoare ideologică, politică, dacă prin președință se ajunge ca un institut de investigare a crimelor comunismului să fie blocat. După Marius Oprea, n-au mai existat directori independenți decât Radu Preda. Toți ceilalți au fost niște marionete, nu le mai spun numele că mi-e jenă să-i mai pomenesc. După înlăturarea lui Radu Preda, teologului, a venit o doamnă care nu avea nici în clinici în mânecă cu această funcție, Alexandra Toader. Ea a venit din Neamț, a plecat de niciunde, a fost la un moment dat brusc numită cercetătoare la CNSAS, la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității, și de acolo, hop, a făcut un salt uluitor dintr-o obscură și mediocră cercetătoare și a devenit brusc directoarea acestui institut, care este un institut simbolic, emblemă pentru conștiința noastră și pentru umilirea pe care am trăit-o 50 de ani sub comunism. Cum a ajuns această doamnă acolo? Pentru că era o foarte apropiată prietenă, și când spun asta folosesc un eufemism, intim apropiată, a lui Andrei Muraru, care era consilierul președintelui Iohannis. Andrei Muraru, care astăzi și-a primit răsplata și este ambasador în America. Bun. Așa a ajuns această doamnă. A ajuns acolo. Păi înțează ce face acolo. Ce face acolo a preschimbat această instituție într-o ființă muribundă. Acolo totul este în agonie, totul a fost blocat. Ăsta a fost scopul pentru care a fost pus acolo. Ca acest institut
să nu mai dezvăluie acele incomode informații despre protagoniștii și săvârșitorii crimelor din România. Pentru că mai devreme sau mai târziu ajungea să intre în coliziune cu Institutul Elie Wiesel. Asta este de fapt. Pentru că sunt două instituții contrare și într-un fel complementare. Fiecare studiază crimele săvârșite de adversarii din trecut. Și în momentul de față acest institut nu mai există, nu se mai întâmplă nimic, nu se mai dezgroapă nimic. Totul, cercetătorii aceia își primesc bani dacă îi mai primesc degeaba. Și când și-au dat seama, până la urmă a izbucnit. Asta nu-i de azi de ieri. Și au scos, au publicat această scrisoare adresată primului ministru Ciucă, însă Ciucă este un militar amor fără poziție politică recunoscibilă și el reacționează numai la comandă. Câtă vreme Iohannis nu va accepta să scoată din agonie acest institut, el va rămâne așa. Pentru că nici Ciucă, niciun altul nu va îndrăzni să intervină. Și să nu uităm de gestul îngrozitor, odios, pe care l-a săvârșit Câțu când era premier și când l-a demis pe Octav Bjoza, care era și el un secretar de stat în guvern, ocupându-se tocmai de zona asta de ținuților politici. L-a executat pe un om la fel emblematic, simbolic, el este președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici și l-a dat afară numai pentru că Bjoza, în spiritul unui adevăr elementar, a spus astăzi fiii foștilor deținuți politici sunt ostracizați și pedepsiți de către fiii ilegaliștilor din trecut. Fiii ilegaliștilor din trecut erau cine? Cei care astăzi conduc Institutul Elie Wiesel, adică Alexandru Florian și, bineînțeles, Silviu Wexler, care este președintele Comității Evreiești. Când a spus asta, și-a semnat imediat demiterea. Și a fost dat afară pe loc. Câțu, care nu are niciun orizont ideologic, săracul, în afară de finanțe, nu știe. E clar că i s-a spus de către cineva. S-a zis tot de Muraru, venind dinspre Cotroceni. Va trebui să fac două anunțuri. Eu zic că sunt importante, dar oricum lumea le așteaptă. Australia a decis anularea, se leagă discuția, pentru a doua oară a vizei lui Novak Djokovic. Nu este clar încă dacă va fi imediat expulzat sau poate că ataca în instanță. Și un al doilea anunț, ăsta este important și este aproape de noi, Ministerul de Externe al Ucrainei anunță că mai multe site-uri guvernamentale sunt ținta unui atac masiv informatic în această dimineață și nu funcționează. Să dea Dumnezeu să nu fie preambulul unor alte întâmplări care să ducă la un război. Da. Am făcut aceste două anunțuri pentru că am simțit că sunt importante. Domnul Lavric, haideți să vorbim. Mâine este 15 ianuarie. Spuneți-mi ceva din punctul de vedere al filozofului de data aceasta, apropo de Eminescu. Păi, despre Eminescu, când vorbești, riscul la care te expui este să te pretezi unei logorei găunoase, false, să ne amintim de versul lui din scrisoarea a treia, deasupra tuturor a vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Cam ăsta e și riscul nostru. Ce Dumnezeu să mai spui despre Eminescu astăzi? V-aș spune, prin Eminescu, limba română și-a atins apogeul, și-a atins apoteoza. Cu el am trecut într-o altă paradigmă a limbii și nu cred că vreodată limba aceasta va mai atinge o asemenea potență și o asemenea forță pe care a atins-o printr-un om. Iată cum o limbă se consacră prin asemenea vorbitorul uitor care capătă o rezonanță națională. Goethe, la fel, este poet național, deci el a depășit condiția estetică a limbii. El a atins conștiința din sine a întregii nații și tocmai de aceea este un simbol. Și este un precursor al conservatorismului, ca să nu zic al naționalismului român, pentru că Eminescu asta a fost. Iar pe Eminescu, dacă îl judecăm politic astăzi, potrivit criteriilor ideologice de astăzi, păi este un proscris, este un lepros, ar trebui să-l vârâm în lazaretul ideologic. Păi s-a încercat. De ce? S-a încercat, bineînțeles. Nu s-a încercat, n-au apărut acele volume și unul a dispărut și imediat. Și a vrut Șafran imediat să-l scoată din circulație pe cel cu publicistica politică a lui Eminescu, că e prea lepros, e incorrect politic în modul drastic și flagrant.
Asta e de spus despre Eminescu, că el este o exigență venită din limbă și din conștiința de sine a românilor către noi. Și întrebarea este în ce măsură noi putem să fim la înălțimea lui, măcar la călcâiul lui, dacă am putea să fim, în privința ardorii cu care și-a trăit condiția de român. Să nu ne mai fie rușine să fim români și în același timp să înfruntăm pe cei care ne spun că națiunea, credința, biserica sunt deja etape revolute, retrograde. Trebuie să renunțăm la ele ca să fim europeni. Europeni în ce sens? În sensul acesta lui cancel culture, de distrugerea suprema, a ierarhiilor valorice occidentale. De ce? Pentru că sunt expresia supremației rasei albe și creștine pe care trebuie să o înlăturăm. Cum și vor să facă astăzi cu acest uriaș conglomerat numit Statele Unite ale Europei, adică un suprastat federal cu o singură capitală, un singur parlament și mai atât. Așa că și cu o singură voce. Poftim? Cu o singură voce și cu un singur mesaj. Și cu înlăturarea principiului esențial al unei culturi a dialogului, și anume audiatur et altera pars. Să asculți și alte păreri decât cea consacrată, cea exprimând punctul de vedere al păturii dominante. În momentul acesta, dacă ar fi să caracterizăm ce se întâmplă pe scena politică românească, raportându-ne la publicistica lui Eminescu, cam ce am putea să spunem? Păi, personajele pe care le înfierează în scrisoarea a treia le găsim astăzi într-o chipată. Sunt niște avataruri. V-am amintit că avatarul, el avea de împărțit cu liberalii, pe atunci se numeau roșii liberalii, erau progresiștii atei și avea ce avea cu Cea Rosetti. Și el apare drept acel insb cu ochii bulbucați de broască. Găsim și astăzi asemenea inși cu ochii bulbucați de broască, cu ceapă. Mai unii recunosc că înghit broaștele, adică... Da, broaștele și... Da. Este actual, dar este actual în mod clandestin, pentru că, vă spuneam, este într-o flagrantă inadecvare față de spiritul ideologic de astăzi. Eu sunt curios să văd, recunosc că nu mai știu, cam cum este predat, adică nu, cum este predat, că profesorii își mai fac treaba, mulți dintre ei, cum este în manuale Eminescu. Nu știu să vă spun. Nici eu nu știu, dar sunt foarte curios și o să mă uit să văd exact. Că depinde și ce predai și ce le dai profesorilor în programă să predea. Eu atâta doar mă gândesc la tot scandalul ăsta stupid cu olimpiadele de limba română și de istorie. Dacă nu se făcea scandal, probabil că lucrurile rămâneau așa cum se stabiliseră la început. Da. Nu, domne, știți că pandemia, că o să le facem, că o să vedem, că nu știu ce. Este absolut, absolut sinistru să discutăm noi aici despre necesitatea ca valorile naționale să fie în școală și în cultură și în mediul social. Când orice țară normală își protejează valorile. Bineînțeles. Este absolut aberant. E inadmisibil. Dar, mă rog. Acum, chiar dacă ne lamentăm pe seama generației tinere a căror... Dar eu nu mă lamentez. Eu am foarte mare încredere în ei. Asta vreau să vă zic și eu. Da, există o secțiune, o felie, pentru care smartphone-ul și laptopul este sursa orizontului vieților. Altceva nu știu, iar pentru ei lectura este deja un prilej de plictiseală cumplită. Dar e o altă secțiune a tinerilor români, vibrând pur și simplu, sunt ahtiați, sunt lacomi de această vibrație naționalistă de tip creștin. Vă zic asta pentru că înainte de Crăciun am primit cam 20 de tineri, au venit la mine și mi-au cântat colinde și toate acele colinde erau pe versuri de, fie de poeți clasici, fie pe versuri de Radu Gir, de Gafencu, de Eminescu și așa mai departe. Iată că nu trebuie să ne fie teamă, există încă o stihie colectivă românească, mistică, generală, care răzbate în acești tineri. Cu acești tineri putem spera că nu ne vor spulbera și nu vom ajunge să uităm cine am fost. Da, eu vă mulțumesc că ați venit în emisiune, am discutat
zic eu, niște teme care de obicei nu prea se mai discută. Sau dacă se discută, se discută așa, este invitat cineva de la AUR într-o emisiune și sunt 3-4 corifei, cel de la AUR de obicei e invitat prin telefon, ca să respecte măsurile. Ca să respecte măsurile. Da. Și ceilalți sunt în studio cu măsurile deja pregătite, ca să spunem așa. Deci, eu mă bucur că am putut discuta. Eu vă mulțumesc mult și de fiată când ajung în piatră am să vă cauți, dacă aveți timp, mai urzim asemenea dialoguri. Da, pentru că și alegem teme. Eu, odată cu dumneavoastră, aș vrea să discutăm și despre cel despre care dumneavoastră a scris de atâtea ori. Este specialistul numărul unu, ca să spunem așa, în Noica și în Mișcarea Legionară. Da. Și să vedem exact de ce un om, un titan al gândirii precum Noica, a mers în direcția aceea, ce s-a întâmplat cu el după, de ce vreau să facem această emisiune. Pentru că ea ne dă prilejul să înțelegem ce s-a întâmplat în societatea românească din 30 și încoace și după război, pentru că noi, ca până la urmă, pe lângă că a fost un mare filozof, a fost și om și supus presiunilor la vremea respectivă. Cum a reușit el să joace ca om tot acest joc și să ajungă să-i fie din nou publicate cărțile? Este fascinant să discuți despre lucrurile astea. De ce? Că vezi cum evoluează societatea pornind de la un om reprezentativ. Vă mulțumesc. Păcat că nu mai aveți mâine dimineață emisiune, că vorbeam despre noi, că dar data viitoare. Mâine dimineață nu. Da. Mâine nu. Ne pregătim, ca să vă spunem așa, apropo de cultura dialogului, să facem o emisiune care se cheme, noi am mai avut o asemenea emisiune pe vremuri la o televiziune, Alb și Negru. Cu un coleg de-al meu, care este în studio, în redacție acum, luam câte un subiect și unul era avocatul diavolului, unul era avocatul celeilalte părți. Și cu invitați și cu discuții, dar așteptăm să se ridice restricțiile astea, să putem face emisiuni cu mai mulți invitați, ca să putem să dialogăm. Că prin telefon, știți, mai cade microfonul, mai cade o legătură și se întâmplă. Cele bune și o zi frumoasă mâine. Numai bine. O zi frumoasă mâine tuturor românilor. Să auzim și vești bune. Sper să nu auzim vești rele din zona de est a României. Cele bune, oameni buni. Să ne vedem sănătoși. Numai bine.